dimineața, dragilor! Vă salut de pe aeroportul din Cluj. Matina. Sunt aici cu domn manager. Plecăm spre Roma, așa că ne vedem în Italia. Vă pup! Cine a venit după noi la aeroport? Benvenuti a tutti qui Italia, bella Italia, scuze che ti dico! Aoleo, deja mă ia așa tare direct cu italiana! Bum-bum! Uitați-vă, a venit Mugurel cu cafeluța la Liu! Deci a zis Liu că atâta vrea, o cafeluță! Liu, vezi că vreau să te pun pe YouTube! Italian, cafe, totore! Și-a vrut și o ciocolată, mulțumesc! Bună dimineața, dragilor! Aceasta este a doua zi la Roma și uitați-vă cu ce viu superb m-am trezit, chiar arată foarte frumos. Este 9:30, eu între timp, uitați-vă, m-am și machiat, m-am îmbrăcat și admir peisajul ăsta pentru că îmi place tare mult natura din Italia și vremea este perfectă. Dragilor, acum ne-am oprit la o cafenea și vreau să vă zic că mi-am luat un croissant cu portocale. N-am mai văzut în primul rând până acum. Aroma asta. Un euro. E bună? Și în spatele nostru este Boss. Și uitați-vă, doamne, cât de bine arată în interior. Deci nu-mi vine să cred, e atât de bun. Și după continuăm shoppingul. Deja am început aici cu prima pungă. Vă pupăm! Ia uitați-vă, dragilor, cât de frumos este la Roma! Am venit acum la un outlet, la un centru comercial, unde este plin de magazine și numai magazine, bineînțeles, de firmă, că nu mă aduce oriunde Mugurel să fac shopping. Sunt foarte multe, ne tot plimbăm aici de cel puțin jumătate de oră. Deja mi-am și cumpărat câte ceva, așa că vă pup și este foarte cald! Ia uitați aici, bărbații! Provează haine. Ce zici, Liu? Deja și-a luat o pereche de pantaloni de aici. Este foarte fain. Este foarte bine. Uitați-vă, dă-te un pic să mă văd în oglindă. Ia uitați-vă la mine, cum sunt eu. Eu trebuie să le țin lor bagajul ca să probezi haine. Noi am ajuns la hanul lăutarilor, am făcut o repetiție, iar aici, uitați-vă, ce bunătăți avem pe masă, ce frumos! Putate. Bună, bună! Cum Sonia e cea mai dulce voce la anii ei! Omule, eu mulțumesc! Aici și Mugurel! Bineînțeles, dragilor, acum a fost un pic de încălzire, urmează programul nou, asta e că e care asta e. Prima rămâncăm și după când vă pupăm, dragilor! Vă dărim poftă bună! Vă dărim poftă bună! Marian Vlogăristu! Da! Dar suntem la aeroport, am venit din nou, pentru că ia uitați-vă cine a venit la Roma! Salut, fetelor! Salut! Ce faceți? Salut. Am venit să... Ați venit și voi în sfârșit, deci da. Noi am venit joi și ele au venit acum sâmbătă și acum urmează să mergem la shopping din nou. Abia aștept, mai avem câteva ore la dispoziție. Vă place ce bluză mi-am luat ieri? E superbă! Așa, mergem puțin la shopping câteva ore pentru că după o să avem din nou de cântat. Așa că vă pupăm și revenim după ce ajungem pe la mall sau nici nu știu exact unde să mergem. Am venit la restaurant și fiți atenți ce paste și ce pizza ne-am comandat. Ia să vedem, așteptăm să ne spui cum este. Stați așa. Da, și pastele mele, doamne. Bună!
Nici mai să nu. Hai, poftă bună! Am trezit și am venit acum în Ciampino la o familie de italieni, prietenii noștri, și facem grătare cu toată familia, e super fain și cald afară. Să că haideți să vedeți și voi ce pregătim bun. Cântarea de dimineață și uitați-vă, am venit aici să dea managerul o cafea, un croissant, în sfârșit am găsit și eu cu fistic adevărat. O cafea, nu cafea. A trebuit, bineînțeles, el să cafea la 1 euro, 20 de data asta, dar de 1 euro. Acum, scumpă, că e fără cofeină. Am pe bogăție și m-a făcut fratele aici să-mi iau și o înghețată. Că, na, să sperăm că nu rămânem de mâine fără voce. Vă pupăm! Bună dimineața! Noi am ieșit aici la cafeluță. Ora 12. Nu mai contează ora 12. Ideea e că bem și noi aici o ciocolată caldă, bună. Am găsit gogoașă cu fistic. Cum e cu ciocolată? Dar cum îți permis să fur din ciocolata mea? Nu, să povesc cu mine. E foarte bună, numai bună. Exact, mi-am luat ciocolată albă ca să fie treaba. Vă pupăm! Dragilor, ia uitați-vă unde am ajuns! În sfârșit am venit și noi la mare. Am băut o cafeluță, de fapt băieții au băut o cafea și mi-am luat un ceai. Am mâncat niște biscuiți, iar acum am venit pe plajă. Doamne, atât de frumos! Și una era atât de săraș și de liniștitor, ca să zic așa. E atât de liniștit totul și faptul că nu este sezonul, bineînțeles, acum a devenit la mare. Nu este multă lume, ceea ce e perfect, e liniște, ceea ce voiam eu. Și o să vreau să filmez o piesă, așa că fiți cu ochii pe mine pentru că în curând va urma melodia pe care o voi filma chiar aici la Roma, la mare. Noi am venit la mall, am intrat și în supermarket, am cumpărat aici mâncare, băutură, de toate, merge să gătim. Bineînțeles că am făcut și puțin shopping și au luat acolo părinții mei care au zis că fix ei nu-și cumpără nimic, tot ei și-au cumpărat și eu nu mi-am luat nimic. De ok, că eu mi-am luat destul de ieri.